Ei, salutare, doamne, bine ați fraților, la un nou mic vlog unde vreau să discutăm un subiect destul de, nu știu, cum vreți să-i ziceți voi, ok? De ce nu mai pot să postez așa de des pe cât postam? Da, știu, n-am mai postat deloc, deci au trecut deja o săptămână aproape de când n-am mai postat 5 zile, mă rog, nu știu cât a trecut exact. Nu mai pot să postez pentru că am un program super încărcat, gândiți-vă, deci plec la școală la ora 7 dimineața. Vin pe la 2-3, câteodată, adică bine, nu vin pe la 2-3, termin la 2-3, după aia până ajung acasă se face 4, după aia după 7 ore de școală nu mai ai chef să faci nimic, deci te culci vreo 2 ore. Mă trezesc pe la ora 6-6 jumate, îmi fac temele până pe la 9 seara, 10 seara, după aia la 10 seara, dai seama, după câteva ore de teme, nu mai poți să faci nimic și de învățat, desigur că am dat test azi, de exemplu, mâine dăm test la română și vineri la mate. Trebuie să învăț foarte mult, nu am timp, pur și simplu nu pot, n-am timp de filmat, n-am timp de nimic. Și acum de-abia am deschis PC-ul, m-am jucat 20 de minute Samp, dar n-am când, n-am... Ce, pui mei, mă duc, ia-mă că mi-a trimis mesaj Fabi. După aia Fabi, ok? Deci nu am timp, nu știu, trebuie să apuc repede să editez videoclipul ăsta în vreo 20 de minute, că deja e ora 3 și ceva. Trebuie să editez video ăsta repede, repede, până la 4 să-l pun, cred că sper să apuc până la 4 să-l pun și după aia să... De fapt îl pun până la 4, îl pun până la 3 jumate, de-aia, că 15 minute l-am făcut, l-am editat, l-am tot, l-am făcut brici, dar... N-am timp, frate, n-am timp să postez. Când dracu să postez, frate? Ia uite-l, ci cât de bogat îți vă vine să credeți că sunt așa de sărac, mă. Așa de sărac, mă. Așa de sărac. Glumeam. Da, deci vreau să vă zic că acum este o perioadă foarte nasoală pentru mine. Multe teste, multe chestii, dar vă promit. Deci vă promit vouă, pentru cei care s-au uitat până acum la videoclip, vă promit că vara viitoare, adică eu săptămânile astea, nu eu, ai mei, părinții mei, o să-și iau o casă, aproape de oraș aici, frumos, cu etaj, chestie, exact visul meu, frate, exact visul meu. Mă mut acolo în vacanța de Probabil vară. în weekend, Sâmbătă o să filmez vreo 4 episoade de Samp, când am timp, nu știu, pentru că sâmbătă mă duc și la meditații, de fapt. De la 11 la 2, după aia trebuie să mai fac la teme, că pe weekend n-aveți idee ce teme ne dă. Deci, 40 de exerciții, puțin zis. Mă rog, cred că cam vreo 30-40 ne dăm, nu chiar puțin zis, hai să nu exagerăm, ok? Sunt și răgușit un pic, pentru că am fost destul de frig azi dimineață și am alergat la sport și chestii de genul și am tras în mine aer rece, cam și nas un pic în fundaș și am respirat pe gură, deci da, cam atât am vrut să vă zic, fraților, adică o să postez în weekend o să filmez vreo 4 episoade și o să repostez în zilele săptămânii. Dar chiar în timpul săptămânii n-am timp. Am timp să mă joc 20 de minute sau să-l pornesc, să intru și 10 minute pe Samp, dar să-l și aploadez alea. Stau să editez chestii, nu am timp și nu vreau să iasă un videoclip în calitate proastă și să mă grăbesc să nu fac nimic. Știi, vreau să iasă ceva ca lumea, de-aia, da, v-am zis, zilele, nu zilele, mă rog, lunile astea o să fie un pic mai nasol. Programul meu, amuleu, aici mă joc cu el, ok? Hai să mai povestim că fac un episod, probabil pe la 4 și un pic o să mă culc, o să-l las la upload, las PC-ul deschis, apa de zi, să vă spun, frate. Deci gândiți-vă, eu mă trezesc la 7 dimineața, mă culc pe la 10-11, că dacă mă culc pe la 2, îți mor de somn, îți mor de somn, îți mor a doua zi, practic, nu pot să mă concentrez, nu pot să fac nimic, ok. Deci, practic, mă trezesc, mă culc pe la 10, da? Mă trezesc la 7 fără, mai termin ce am făcut, ce n-am terminat de teme, pentru că am niște profesori care dacă nu-ți faci temele, profa de mate, ne ascultă dacă nu-ți faci tema și gândiți-vă dacă se pune profa de mate, adică zici, mamă, stai că eu învăț și nu fac tema, Da, cred că o să învăț și nu o să-mi fac tema. Dar nu, faza e că poate să spună întrebări din care nu știe, pentru că spune întrebări din toată materia. Și mai bine să faci tema acolo, mă rog, până mâine avem două teste, gândiți-vă, două teste, bă. Două teste de 15 exerciții fiecare, frate. da. Ce să zic, frate, asta e școala. Nu mai. Deci, practic, mă culc la 10, mă trezesc la 7 fără, termin școala pe la 3, ajung pe la 4, 4, 4, 4 și un sfert, cam așa, acasă. Mă culc pentru că mor de somn. Asta se-a mai ajuns mai repede, că am terminat orele mai repede și de ajung pe la 4, 4 și un pic. După aia mă culc până pe la vreo 6, 6 și un pic, pentru că
Vă dați seama că da, după atâtea ore, oricât ai dormit 12-13 ore, toți somn. Te culci până pe la vreo 6, 6 și un pic, după aia faci temele vreo 2-3 ore la 9 și la 9 mai stai o oră, dar vă dați seama că după atâtea teme și alea nu mai am chef să fac nimic, nici să vorbesc nimic, mă pun în pat și mă uit la TV sau îmi pun ceva serial pe PC și după aia mă culc. Deci cam asta e. Deci îți trebuie foarte mult somn când ești la școală, deci nu-i să zici că vai, că nu dorm, nu știu, că stau târziu noaptea și chestii. Am postat când erau zilele alea introductive de școală, știi, adică când mergeam 2 ore și plecam, știi, dar acum nu mai e chiar așa, nu merge chiar așa. Mă rog, frate, eu sper că ați înțeles. Să fac ceva aici. Eu trebuie să văd cum stau în facțiune pentru că nu știu, nu prea mai pot să mențin facțiunea, nu fac timpul necesar. Acum, luna asta, am 60 de ore jucate, dar le-am jucate dinainte să înceapă școala. Le-am jucate din 1 până pe 10, știi ce zic? Și în 10 zile, în vacanță, joci 50 de ore, you know? Adică joci 6 ore pe zi. Dar în timpul școlii, 6 ore pe zi, păi nu apuc nici 20 de minute să joc în timpul școlii. Păi mi trebuie să dau contul la un prieten. Deci, dacă vedeți un Raul 2K pe RPG 1, probabil nu sunt eu. Vedeți. Hai că deja lungim prea mult, fraților! Salut!